Bună ziua, dragele mele, și bine v-am găsit la o nouă emisiune. Ne aflăm aici la clinica Genoprax din Satu Mare. Îl avem alături de noi pe domnul dr. Mircea Munceanu, medic primar, obstetrică, ginecologie, pe care îl salutăm, care este și proprietarul acestei clinici, pe care îl salutăm. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și pentru onoarea de a fi alături de noi și astăzi. Și noi vă mulțumim! Domnule doctor, am înțeles că începând cu anul 2021 ați dezvoltat, de fapt și-a extins serviciile această clinică în domeniul reproducerii umane prin înființarea primei clinici de fertilizare in vitro. Ce ne puteți spune despre acest procedeu? Este o tehnologie, ca să o denumim așa, este vârful de lance al reproducerii umane, prin care putem să oferim cele mai mari șanse cuplurilor infertile în dorința lor de a obține o sarcină. Sunt metodele cele mai evoluate din punct de vedere al tehnicilor de laborator și al tehnicilor medicale în reproducerea umană asistată medical. Este o procedură care nu s-a mai făcut la noi în zonă și noi, ocupându-ne de infertilitate de foarte mult timp, era ultimul pas pe care mai trebuia să-l facem pentru a nu mai fi necesare cazurile care nu pot fi soluționate prin alte metode, să nu mai fie necesară deplasarea acestora în alte centre universitare unde se făceau până acum tehnicile de fertilizare in vitro. De anul din 2021 se fac și la noi la clinică și se fac chiar fără falsă modestie foarte bine, pentru că avem deja o mulțime de rezultate cu care ne mândrim. Înainte să aprofundăm puțin această metodă, aș dori să vă întreb ce alte servicii oferiți la clinica noastră? Noi am început activitatea în anul 2009 prin înființarea acestei clinici și pe parcursul anilor am dezvoltat o serie de servicii pe care le-am tot evoluat și am încercat să ne creștem calitatea serviciilor medicale oferite. În clinică funcționează un laborator complet de analize medicale încă de la înființare. S-a extins centrul de radiologie medicală și imagistică medicală în care oferim servicii de radiologie, servicii de mamografie tridimensională, servicii de ecografie mamară, elastografie, tot ce înseamnă screening-ul pentru tumorile mamare, pentru cancerul de sân. Serviciul acesta de radiologie mai cuprinde și măsurarea densității osoase, testele de osteoporoză prin varianta radiologică prin DEXA. Inițial, noi am fost doar o clinică de obstetrică și ginecologie, având doar cabinetele de obstetrică ginecologie în care funcționam eu și colegii mei și am început ca o maternitate privată, domeniul în care am activat peste 10 ani, născându-se peste 2000 de copilași în această clinică. Felicitări. Mulțumim foarte frumos! Și, evident, paralel cu aceste activități, am dezvoltat și aceste servicii de infertilitate, oferindu-le toate serviciile noastre pacienților, până în anul 2021, când am renunțat la partea de obstetrică, nu se mai fac nașteri la noi în clinică din lipsă de spațiu, și am virat spre aceste tehnici de fertilizare in vitro. Alături de noi ne-am lărgit echipa foarte mult cu colegi din alte specialități. Există la nivel de spitalizare de zi și spitalizare continuă posibilitatea de a efectua intervenții chirurgicale de chirurgie generală, avem colaboratori chirurgi, intervenții de chirurgie vasculară, avem colaborare cu medic vascular, și de chirurgie estetică, colaborare la fel cu medic estetician. Adică bloc operator poate fi folosit, deci, multidisciplinar. Da. Și deci, oferim toate aceste servicii, da, de chirurgicale pacienților. Domnule doctor, da, înainte să intrăm în emisiune, am făcut așa o glumiță cu dumneavoastră, pe lângă că sunteți un adevărat profesionist, aveți și un simț al umorului foarte bine dezvoltat. Întrebam cum este posibil, cândva se făceau câte 8 copii, știm foarte bine, bunicii noștri făceau mulți copii, iar acum cuplurile abia dacă reușesc să facă câte un copil, mă rog. Și atunci a zis noastră așa în glumă să facă mai mult sex.
Ei, uite că... Dar n-a fost o glumă. A fost chiar... Este chiar realitate. Da. Ce se întâmplă cu cuplurile care într-adevăr fac și sex, doar că infertilitatea de cuplu există, ca să zic așa. Da, deci această problemă a infertilității de cuplu este deja o problemă medico-socială, nu atât, nu doar la nivelul României, cât la nivelul întregii lumi. Este mult mai dificil să obțină cuplurile o sarcină decât în trecut, pentru că în primul rând apare o modificare a modului de viață și o modificare a priorităților. Datorită faptului că primordial pentru mulți tineri în viață este realizarea profesională și ulterior închegarea unei familii și obținerea unui copil și acordarea atenției, concentrarea atenției în această direcție, automat vârsta la care se dorește obținerea unei sarcini a crescut foarte mult și se uită acest aspect că este foarte important să faci lucrurile când trebuie. Da? Degeaba vrei să le faci când e, poate fi prea târziu. Și acest lucru se, din păcate, contribuie la obținerea mult mai dificilă a unei sarcini, amânarea momentului biologic, fiziologic în care organismul feminin este cel mai bine pregătit pentru obținerea unei sarcini, adică nu se mai fac copii la 20-25 de ani, se încearcă amânarea acestui moment până după vârsta de 35 de ani, când fertilitatea scade vertiginos, scade drastic. După 40 de ani, șansele de unei sarcini devin mult mai reduse datorită calității slabe a materialului genetic a ovocitelor produse de corpul femeii. Și asta este un cel mai important lucru, ca să spunem așa, plus modificarea mediului în care trăim, stresul zilnic și toate activitățile astea pe care le desfășurăm, care sigur duc la, în primul rând, la închegarea unei relații și la dorința de a obține o sarcină la o vârstă mult mai înaintată decât până acum, și modul de viață pe care îl avem, la fel, reduce fertilitatea atât la femei cât și la bărbați. Când ne uităm de obicei, sau până acum era o modă să ne uităm doar în curtea doamnelor, dar să știți că un sfert din cuplurile infertile sunt cauzate factorului masculin, deci nici noi bărbații nu suntem mai breji, vorba aia, ca și bunicii noștri. Bărbații sunt mai stresați, să înțeleg. Când medicina nu are un răspuns exact, atunci îi spui omului că e stresat. Când mai știi ce să-i spui, domnule, e stresat și ai rezolvat problema. Nu, să nu le amestecăm. Da, toți suntem stresați într-un fel sau altul, sau ne place să credem asta, dar până la urmă nu neapărat ăsta este factorul primordial, și chiar dacă ar fi, nu-l putem combate, ca să spun așa. Nu este tratament pentru stres. Și atunci trebuie să tratăm cuplurile așa cum sunt și să le maximizăm șansele de a obține o sarcină, indiferent de condiții. Și care ar fi soluțiile la acest moment? Păi, în primul rând, trebuie făcute o serie de investigații. Ca un cuplu să fie declarat, să spun așa, în ghilimele, din punct de vedere al definiției cuplu infertil, înseamnă să aibă o viață sexuală regulată, cu contacte sexuale periodice, neprotejate, minim un an de zile. Da? Acum, acest interval se tinde a fi scurtat, acum depinde de vârsta partenerilor, bineînțeles, undeva pe la 6 luni de zile. Deci dacă în decurs de un an de zile un cuplu tânăr nu reușește să obțină o sarcină după un an de zile de contacte sexuale neprotejate, trebuie să se adreseze unui medic specialist în infertilitate pentru niște prime evaluări. Și în funcție de gravitatea situației, că sunt cel mai repede și cel mai des întâlnit este situația ovarelor polichistice, care au foarte multe paciente din populația generală. Aceste ovare nu funcționează corect și calitatea și frecvența ovulației fiind mai redusă, șansa de a obține o sarcină este puțin mai dificilă și intervenția medicală poate să rezolve această problemă. Sau invers, scăderea foarte bruscă și rapidă a rezervei ovariene, adică numărului de ovocite pe care femeia le are la dispoziție în ceea ce privește perioada fertilă, obținerea unei sarcini. La fel, foarte multe paciente la vârste tinere au o rezervă ovariană scăzută, adică intră mult mai repede în menopauză din punct de vedere al biologic decât ar trebui conform vârstei din buletin. Și atunci
Aceste două lucruri trebuie răspuns rapid la aceste întrebări și, bineînțeles, trebuie evaluați ambii parteneri și pentru fiecare cuplu există în mod normal situații individuale în care se pot, trebuie tratamentul individualizat și personalizat la fiecare cuplu în parte. Că fiecăruia îi se poate potrivi, nu toată lumea este metoda absolută care rezolvă orice patologie. Deci să ne înțelegem, medicina are foarte multe limite. Încă doctorul nu se poate substitui lui Dumnezeu. Dacă va fi să nu fie, orice vor face oamenii aceia pe planeta asta, nu vor avea o sarcină. Sigur că medicina poate să facă foarte multe lucruri față de ce se făcea în trecut, dar garanția obținerii cu certitudine unei sarcini, adică să ne cumpărăm copilul de pe raft, este imposibil. Domnule doctor, ce soluții puteți să le oferiți cuplurilor infertile în acest moment? Sunt foarte multe posibilități care se fac. În primul rând, un diagnostic complet și complex care cuprinde o serie de analize de laborator, nu vreau să intru foarte mult în detalii, analize hormonale, ale materialului genetic, calitatea spermei partenerului, calitatea și cantitatea ovocitelor partenerei, ca să o luăm așa generic. Da? După care, în funcție de aceste situații, în cadrul clinicii putem să le oferim cuplurilor varianta de a face inseminare intrauterină, în condițiile în care factorul masculin este afectat și factorul feminin mai puțin afectat. Sunt investigații în care putem să identificăm obstrucția tubară, un caz în care nu se poate obține o sarcină pe cale naturală și, evident, cele mai complexe proceduri pe care le putem face sunt cele de fertilizare in vitro. Este o mare diferență între inseminare intrauterină, care presupune prelucrarea materialului seminal, adică spermei de la partener, și introducerea acestuia în cavitatea uterină a femeii, de unde, pe cale naturală, acești spermatozoizi prin trompe ajung la nivelul cavității abdominale unde are loc ovulația, se întâlnesc ovocitul, fertilizarea se întâmplă în corpul femeii și îi creștem șansele ca ea să rămână însărcinată dacă factorul masculin este factorul cauzal al infertilității de cuplu. Spre deosebire de această procedură, fertilizarea in vitro ia lucrurile mult mai tare, ca să zic așa, adică se creează o suprastimulare ovariană, nouă ne trebuie foarte multe ovocite și încercăm să le recoltăm pe toate deodată, se dau niște tratamente injectabile, în principiu hormonale, prin care se obțin mai multe ovocite deodată în corpul femeii, aceste ovocite se extrag prin puncție, adică se intervine chirurgical în anestezie generală și se recoltează ovocitele care sunt duse în laborator. Astea sunt etapele fertilizării in vitro și diferențele între o inseminare și o fertilizare in vitro. De aceea se numește fertilizare in vitro deoarece fecundarea ovocitului de către spermatozoid are loc în laborator, are loc sub controlul medical, nu se întâmplă natural, ca cum se întâmplă în cazul inseminării intrauterine. Și atunci se recoltează ovocitele, se recoltează materialul seminal sperma de la partener și fertilizarea are loc efectiv în laborator. Acolo se obține embrionii, acolo este inima unei clinici de infertilitate și calitatea unei clinici de infertilitate, mare parte o dă laboratorul, adică posibilitatea de a obține din materialul genetic al părinților embrioni de bună calitate. Acești embrioni fie sunt transferați direct în organismul matern, în uterul mamei, unul, maxim doi dintre ei, în același ciclu în care se face recoltarea, sau, de cele mai multe ori, aceștia sunt conservați, sunt înghețați în banca de celule și transferul se face ulterior. Deci, în urma unei proceduri de fertilizare in vitro, dacă se obțin foarte mulți embrioni, de exemplu, ceea ce este extrem de bine, aceștia nu se transferă, se pot fi transferați pe parcursul vieții pacientei de mai multe ori, poate să facă mai mulți copilași din embrionii pe care are stocați în bancă, fără să mai facă întreaga procedură de fertilizare. Face doar embriotransferul ca idee, adică punerea embrionului în
uter în momentul în care organismul ei permite acest lucru. Practic, această procedură ați început în 2022. Câți copilași ați reușit să obțineți, ca să vă întreb așa? Dar nu am făcut foarte multe proceduri. Noi am făcut în anul trecut undeva în jur de 50 de cupluri. Am tratat prin această metodă. Am reușit să obținem 23 de sarcini. Este o rată foarte bună. Sigur, anumite cupluri au fost mai multe transferuri. Cele mai bune clinici din lume, în mod normal, au o rată de succes în jur de 50%. Adică mai mult de atâta Dumnezeu nu-ți permite, ca să zic așa. Sigur, calculat, depinde cum vrei să vezi procentele astea. Nu vreau să zic că noi suntem extraordinar de buni vis-a-vis de alte clinici, nici nu asta e ideea. Ideea este că am obținut 23 de sarcini, din care vreo 5 copilași s-au și născut deja în cursul anului trecut. Ne bucurăm foarte mult să știm că sarcinile decurg bine, copilașii sunt sănătoși și asta, și că am reușit să ajutăm aceste 23 de cupluri. Am înțeles că se acordă un sprijin financiar de la stat. Doamnele trebuie să-și facă un dosar, iar pe baza acestui dosar vin la dumneavoastră. Dumneavoastră le acordați o parafă, nu? Sau cum este acest procedeu? Deci, este un program foarte bine că ați amintit acest lucru, că de fapt asta este esența un pas în față făcut de statul român. Da. Începând cu acest an, se acordă de către Ministerul Familiei, de cel condus de doamna ministru Firea, au extins programul care l-au făcut la București în urmă cu câțiva ani la nivel național. Este un program foarte util prin faptul că se acordă niște vouchere în valoare de 15.000 de RON cuplurilor infertile pentru obținerea unei sarcini. Această sumă trebuie să fie folosită în cursul anului când se obține această aprobare. Ca și demersuri, este un proces foarte simplu. Se poate intra pe site-ul Ministerului Familiei și acolo sunt toate detaliile. Primul move, cea mai importantă mișcare care trebuie făcută ca acel cuplu infertil să se adreseze clinicii noastre sau oricare alte clinici unde vor să facă aceste proceduri, că nu pot doar la noi, ci nu ești limitat, nu? Dar trebuie să începi mergând la o clinică de fertilizare in vitro, verte, sădmărenii sunt așteptați să vină la noi dacă vor, bineînțeles, le eliberăm un diagnostic de imposibilitatea obținerii sarcinii pe cale naturală, adică se fac câteva investigații preliminari să avem un diagnostic, după care li se emite o adeverință care face parte integrantă și este cea mai importantă piesă a acestui dosar de care pomenim. După care mai au nevoie de o serie, trebuie să fie neapărat asigurată pacienta. Și mai sunt acolo câteva criterii care sunt pe site-ul Ministerului. Trebuie să își facă rost de toate documentele cuprinse în acel opis, trebuie încărcate pe Ministerul Familiei și vor primi un voucher în valoare de 15.000 de RON, din care 5.000 de RON va fi pentru acoperirea medicației necesare tratamentului de fertilizare in vitro și 10.000 de RON costurilor necesare procedurilor efective care se fac în clinică vis-a-vis de fertilizare. Deci este un program foarte util prin faptul că nu este restrictiv. Mai există un program național de la Ministerul Sănătății, dar acela este extrem de restrictiv, anevoioși și greoi. Ăsta e un program extrem de permisiv și eu spun foarte util. În sfârșit și România se îndreaptă și îndreaptă atenția spre aceste cupluri care au nevoie. În principal o fertilizare in vitro, să zic așa, cap-coadă, un pachet de fertilizare ajunge undeva în jur de 4.000 de euro. Cei 15.000 de RON echivalează undeva un 3.000 de euro, deci este un ajutor substanțial în ceea ce privește o astfel de procedură. Și ce e important, că aceste vouchere se eliberează anual și nu obligă la nimic. De exemplu, depunerea dosarului nu este echivalent cu obligativitatea de a folosi acei bani. Poate pacienta rămâne gravidă natural sau prin alte metode, nu folosește banii, nu are nicio obligație și după ce îi folosește, la fel nu te încurcă cu nimic. Da, exact, nu te lăsi de înapoi, sunt un ajutor din partea statului, care sunt virați direct clinicii unde pacienta are voucher respectiv, dumneavoastră, în loc să-și achite contravaloarea serviciilor care sunt acoperite de acel barem,
va prezenta doar acel voucher și nu va suporta costurile intervențiilor respective. Deci l-ați auzit pe domnul doctor, dragile mele, vă rog frumos să intrați pe site-ul Ministerului Familiei și să vă documentați care dintre noastre doriți să faceți un copil. Domnule doctor, am dori să aflăm care sunt pașii prin care trebuie să treacă, sau pașii fertilizării in vitro, ca să spunem așa. Da, este o întrebare foarte pertinentă. Exact cum spuneam, fiind o tehnică nouă, o procedură laborioasă, presupune în primul rând să ai o echipă foarte bine definite, cu abilități foarte bune în ceea ce privește aceste proceduri, și echipa este compusă dintr-un medic de obstetrică ginecologie cu competențe în infertilitate, sigur, personalul mediu cu asistente foarte bine pregătite în astfel de domenii, și ce este foarte, foarte important, laboratorul de fertilizare in vitro, care este inima unui astfel de centru, care este coordonat, condus de minim un embriolog și care face foarte mult din munca din spatele scenei. Dacă doriți, o să facem o mică plimbare, un circuit, ca să vedeți ce înseamnă. Sigur că da, să vă fac cunoștință și cu embriologa, cu colega noastră, biologul Carmen Bărbuș, care este colega noastră care se ocupă de partea de embriologie. Mergem! Este partea de etaj de lucru al clinicii, unde avem bloc operator pe partea stângă și departamentul de fertilizare in vitro în această parte, și aici este holul comun de acces. Putem să intrăm, dacă doriți, direct în laboratorul de fertilizare in vitro, unde departamentul de FIV, care are mai multe compartimente. Are compartimentul de recoltare a ovocitelor, ce vă povesteam, unde se are loc puncția, deci după cabinete, celelalte proceduri se fac în mod normal în clinică, unde are acces toată lumea, iar aici e un etaj închis unde vin doar pacienții care au ceva proceduri de făcut la acest nivel. Și atunci, în acest compartiment... Adică aici avem un circuit, de fapt. Da, absolut. Aici se întâmplă partea de puncții și de embriotransfer în această sală, da? Unde pacienta intră, este adormită, se recoltează puncțiile, după care aici avem salonul de trezire și de terapie intensivă, unde stă înainte și după intervenția chirurgicală. Dacă sunt necesare intervenții mai complexe, se ajunge în sala de operație și se continuă acolo procedurile. După ce pacienta ei se recoltează ovocitele, ea este înapoi dusă în salonul de trezire, după ce își revine complet din anestezie, este dusă înapoi în salon, la 2-3 ore după procedură poate să plece. Deci este o procedură de scurtă durată, în care pacienta stă adormită un timp relativ scurt, depinde maxim jumătate de oră timp în care se recoltează acele ovocite. După care ea se trezește și merge liniștită și rea activitatea normală. După ce se recoltează ovocitele în sală, ele ajung aici în departamentul de fertilizare in vitro, vă rog frumos unde puteți să intrați. Aici este un filtru, laboratorul de andrologie unde se prelucrează materialul seminal. Pe acolo pe gemuleț se dau probele de spermă, se prelucrează aici și ele sunt transferate ulterior în laboratorul de fertilizare in vitro, în care o să intrăm acum. Este un laborator unde trebuie păstrată sterilitatea și avem... Se poate? Bună ziua! Bună ziua! Și aici se desfășoară activitatea de obținere a embrionilor, exact cum v-a povestit, este inima centrului de fertilizare in vitro. O aveți aici pe colega mea, pe embriologul clinicii Plesca Bărbuș Carmen, care este o colegă tânără și cu de foarte mare perspectivă și valoare în ceea ce privește munca cu embrionii. Dacă aveți să adresați întrebări legate de ce m-ați întrebat pe mine ce se întâmplă în spatele scenei, vă rog frumos. Doamnă embriolog Bărbuș, care este de fapt activitatea, munca dumneavoastră practic de zi cu zi în acest laborator? Bună ziua, bine ați venit la noi. Noi colectăm
ovocitele recoltate de medici prin puncție ovariană, după care preparăm sperma dată de partenerul doamnei. La acest microscop se face injectarea ICSI, adică un ovocit se împerechează cu un spermatozoid pentru a obține copilașii ulteriori. Practic ce am învățat la biologie. Da, da. Da, vă rog, domnul. În laborator nu se întâmplă în corpul femeii, de aceea se și numește fertilizare in vitro. Da? Deci, asta este aparatul care face acest lucru. Există și varianta de FIV clasic, vă poate spune colega mea da, mai mult. Da, vă rog, doamnă. FIV-ul clasic, peste ovocite se pune sperma, lăsându-se până a doua zi să vedem dacă s-a fecundat. Diferența față de reproducerea pe cale naturală, că aici în laborator putem vedea calitatea materialului cu care lucrăm, nu și genele care sunt transmise de la părinți. Pe monitor puteți să observați un embrion de ziua 5-a, care, practic un copilaș. Da, care urmează să fie pus în burtică la mămică. Practic așa arată copilul, stadiul maxim unde se ajunge în laborator este acesta. De aici încolo ei nu mai pot fi văzuți atât de îndeaproape, da. Pentru că este stadiul la care acești embrioni se îngheață sau se transferă. Adică este finalul unde ajunge un embrion la nivel de laborator în lume la momentul acesta. Noi urmărim acești embrioni timp de 5 zile în laborator, în incubatoare. Sunt ținuți în medii aproximativ egale cu mediul din burtica mamei. Aici ne desfășurăm activitatea zi de zi. Așteptăm cât mai mulți pacienți. Mulțumim, doamna embriolog. Ce aici se întâmplă partea de laborator, după care embrionii, așa cum vă spuneam, embrionii care sunt excedentari și care sau care nu se decide transferul lor în ciclul respectiv de stimulare și de recoltare, sunt înmagazinați în banca de celule. O să vă conducă colega mea și acolo. În această încăpere avem tancurile cu azot, unde sunt stocați embrionii, deoarece întotdeauna se obțin mai mulți embrioni decât se poate transfera odată. Aceștia sunt ținuți în azot, au un sistem de monitorizare care ne transmite alerte la orice mică variație și aici pot să fie ținuți până la folosirea lor ulterior. Domnule doctor, vă mulțumesc că ne-ați primit. Acum că se apropie ziua dumneavoastră, am înțeles că pe 1 martie este ziua dumneavoastră. Ce surprize pregătiți la Ginoprax? Mulțumesc frumos pentru urări. Surprizele nu se divulgă anticipat, așa că veți vedea să aducem cât mai mulți copilași pe lume, să facem cât mai mulți copilași prin fertilizare in vitro și alte tehnici de reproducere asistată, să putem ajuta cât mai multă lume să se bucure de copii. Că eu pe ai mei am îți mari și le doresc tuturor același lucru. Mulțumesc. Domnule frumos. Doctor, noi vă dorim succes. Mulțumesc foarte frumos. La mulți ani tuturor și tuturor femeilor, că 1 martie, 8 martie, 14 februarie, vai săracii băieți, bărbații din lumea asta, nu invidiez în momentele astea, dar compensează ei cumva cum pot.